Frați și surori, mulțumim Domnului Iisus pentru bunătățile Lui care nu s-au sfârșit, pentru îndurările Lui care nu au ajuns la capăt și care se înnoiesc în fiecare dimineață. Și îi mulțumim Domnului că și le-au reînnoit și față de noi și în dimineața aceasta aici la noi, în Europa, putem să venim înaintea Domnului, să-L slujim pe Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Domnului, să-L punem la inimă. Așa cum spune omul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul Domnului ne ajută ca să ne îndreptăm viața, ca să nu păcătuim împotriva Domnului. Și nimeni n-ar putea să zică că este fără păcat, că noi găsim scris în Epistola 1 lui Ioan, acolo la capitolul 1, că și dacă cineva spune că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Fiindcă toată omenirea este prins așa în păcat, închisă în păcat. Dar dacă venim cu păcatele noastre și le mărturisim la Domnul nostru Iisus Hristos, primim iertare, primim salvare, prin jertfa Domnului Iisus Hristos avem iertare de păcate. Și așa cum s-a vorbit, cred că și în dimineața aceasta, despre săptămâna aceasta care la noi aici în România se vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos, despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, e bine ca să ne aducem aminte fiecare din noi, căci Domnul Iisus Hristos a fost trimis de Dumnezeu Tatăl pe pământ, aici la noi, ca să ne răscumpere din starea noastră de păcat, din starea noastră greșită în care trăiam noi în greșurile noastre, în abatere și în fărădelegile noastre, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne salveze. Să ne salveze de la un chin veșnic, de la o moarte veșnică, ca să avem parte cu El în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă noi îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, dacă îl primim pe El în viața noastră și ne schimbăm viața dintr-o viață care am trăit-o până acum, poate în poftele lumii, în păcat, în fără de lege, în plăcerile acestea trupești, așa cum spune tot Apostolul Ioan, să nu ne uităm la lucrurile acestea din lume, că și lucrurile acestea sunt trecătoare, peritoare, pierodat cu întrebuințarea lor, noi să privim la lucrurile de sus. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Suntem cetățeni ai țării, în fiecare în țara în care locuim, suntem cetățeni pe pământul acesta, dar noi creștinii, oamenii care îl slujim pe Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu, noi suntem cetățenii ai cerului, oameni din casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, și îi mulțumim pentru aceasta. Îi mulțumim că suntem frați cu Domnul Iisus Hristos și copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, așa cum spune cuvântul Domnului, suntem și moștenitori și credem că vom moșteni cu toții împărăția lui Dumnezeu. Dacă facem voia lui Dumnezeu, dacă împlinim cuvântul Lui, ceea ce El ne spune, ceea ce El ne învață. Aș dori ca să citesc pentru încheiere mesajul de astăzi, din data din 1 mai 2024. Aș dori să citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 23, citesc de la versetul 35. Este vorba despre cei doi tâlhari. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta.
Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Frați, surori și dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu din dimineața aceasta, înțelegem din cuvântul acesta de aici că noi, ca oameni pe pământul acesta, facem parte dintr-o categorie chiar din aceștia doi tâlhari. Ori suntem, facem parte din categoria tâlharului care eu spusul Domnului Iisus Hristos, dacă este Fiul lui Dumnezeu, să mântuiască pe El și să-L mântuiască și pe tâlhar. Iar altă categorie este tâlharul acela care o recunoscut și o văzut că El în Fiul lui Dumnezeu, o văzut că El este Mântuitorul lumii. Și atunci El o recunoscut și a spus, îi spune la celălalt tâlhar care nu l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, i-a spus, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, deși Domnul Iisus Hristos nu a făcut niciun păcat, El nu a fost vinovat cu nimic, suferi pe nedrept. Noi suferim pentru că am fost tâlhari, am tâlhărit, am făcut câte și mai câte rele și pentru asta primim răsplata cuvenită. Dar omul acesta este un om neprihănit, El nu a făcut nimic, niciun rău. Și deși eu văzut în Domnul Iisus Hristos că oamenii, poporul de acolo l-au răstignit pe nedrept, dar Domnul Iisus Hristos a venit, era profețit mai dinainte și era trimis de Tatăl ca să vii să ne mântuiască pe noi. Și atunci tâlharul acesta, recunoscând și văzând în Domnul Iisus Hristos nevinovăția Lui și starea Lui convenit să răscumpere omenirea, i-a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția Ta. Tâlharul acesta, el, toată viața lui, el nu a știut de Domnul Iisus Hristos, nu știu, Dumnezeu nu știu să facă bine, el numai îmbla cu toate relele, cu toate șmichiriile, bătăi, jăcmăniri, cine știe câte lucruri chiar poate făcea și omoruri. Și aici când a fost răstignit pe cruce pentru fără de legii lui care le-a făcut, l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos că El e Fiul lui Dumnezeu. Haideți noi fiecare să ne uităm la starea noastră, să ne uităm la viața noastră și dacă până astăzi încă am mai trăit într-o stare care nu a plăcut voie Dumnezeu, dacă poate am săvârșit păcate cu voia. Am știut că e păcat să furăm și am furat. Am știut că e păcat să înjurăm și am înjurat. Am știut că e păcat să blestemăm și am blestemat. Am știut că e păcat să spunem minciuni și am mai spus minciuni. Și am făcut câte și mai câte fără de legi. Și păcate din acestea care sunt osândite de Dumnezeu. Și să ne recunoaștem asta și să spunem, Doamne, eu mă văd, mă recunosc că sunt tâlhar păcătos, un om care a trăit în păcat, în fără de lege, până astăzi te-am întristat, te-am supărat, am făcut ce este rău, dar astăzi îmi recunosc vina mea, îmi recunosc greșeala mea, îmi recunosc viața mea trăită în mizerie, în păcat, în fără de lege. Și astăzi vreau să vin la tine, vreau să mă predau ție și așa cum sunt, știu și cred că sângele tău care a curs pe crucea din dealul Golgotei când ai fost răstignit pentru păcatele și fără de legile omenirii întregi, are putere și asupra păcatelor mele să le spele, să le curățească, să mă ierte și de azi înainte doresc să devin un slujitor al tău, doresc și eu să mă hotărăsc să te urmez pe tine și atunci când vei veni în împărăția ta, când vei veni ca să-ți iei poporul tău, când vei veni să-ți iei mireasa ta, răscumpărații tăi, doresc eu să ajung în împărăția ta. Și Domnul Iisus este cel care se va îndura, va vedea starea noastră, va vedea viața noastră, hotărârea din inima noastră și când noi ne-o hotărâi din toată inima ca să-L slujim pe El, atunci și El va spune, iată-mă, îți vin în ajutor, te primesc,
te spăl, te curățesc, te albesc, îți dau o haină albă, te fac un copil al meu, un slujitor al meu și vei avea parte cu mine în împărăția mea. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să nu fim din aceia batjocoritori, să nu fim din aceia care să aruncăm așa cu vorbe care nu sunt bune, cu ură, cu răutate, nici asupra oamenilor, să nu vorbim de rău, nici cuvântul lui Dumnezeu, să nu vorbim de rău, nici de Dumnezeu, nici de Domnul Iisus Hristos, să fim aceia care să îl înțelegem pe Domnul Iisus Hristos că a venit în lumea noastră ca mântuitor și ca salvator. Poate omenirea săptămâna asta, mulți din ei se gândesc, merg pe la biserică, se gândesc la felul cum Domnul Iisus Hristos a suferit ultimele lui zile, cum a fost cu ucenicii, cum a fost prins, cum a fost bătut, cum a fost bișuit, cum a fost răstignit. Și unii dintre ei poate nu se gândesc, unii dintre ei poate să gândesc numai la mâncare, numai la băutură, numai la să aibă posibilitatea așa să se sărbătorească în chefuri, în beței, într-o viață care nu-i plăcută voi Dumnezeu și poate asta să o socotesc că ar fi Paștele. Deci noi care așteptăm Paștele, Paștele nostru este Domnul Iisus Hristos, El a murit și a înviat și este viu și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Prin fiecare care dorește să vină la El, Domnul Iisus Hristos mijlocește la Tatăl și spune, iată, acesta vrea să fie copilul tău, primește-l și pe el. Și Domnul Iisus Hristos este cel care mijlocește. Și îi mulțumim că avem un mijlocitor. Nu este mântuire nici în sfinți, nici sfinții nu pot mijloci, nici Maica Domnului, așa cum spun unii oameni, singurul mijlocitor, așa cum vorbește Apostolul Pavel în Timotei, spune, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și El este cel care mijlocește pentru noi la Tatăl. Și venim în dimineața și asta la El și spunem, Doamne, până azi am fost un rău, până azi recunosc că am fost un tâlhar păcătos, dar de astăzi înainte doresc să devin un copil al Tău, de astăzi înainte doresc să fiu un slujitor al Tău, dă-mi putere, ajută-mă și Domnul este cel care va avea milă, va curăța starea noastră, va curăța păcatele noastre, fărădelile noastre și ne va face copii al lui Dumnezeu și venim la El. Și credem că El este cel care se îndură de fiecare. El nu face părtinire. Nu se uită la culoarea feței, nu se uită la starea materială, nu se uită la posesiunile care le ai. El se uită la inimă. Dacă i-ai predat inima Lui, așa spune cuvântul Domnului, Fiule, dă-mi inima ta mie și să-ți găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Cei care cunoaștem cuvântul, cei care au ascultat poate prima dată, fim din aceia care să recunoaștem ca tâlharul acela. Să vedem în Domnul Iisus Hristos Mântuitor, să vedem pe El Salvator, care să ne aducă iertarea de păcate, care să ne aducă viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Amin.